Tragedia a avut loc vineri seară, atunci când primarul Darabaniului Liviu Hrimiuc a plecat cu încă 5 cunoscuți în pădurea Buleandra pentru a vâna mistreți. Printre vânători se afla și vărul edilului, fost consilier județean, Dinu Hrimiuc. În timpul partidei de vânătoare, primarul Darabaniului a tras către un tufiș în care bănuia că se află un mistreț. A descoperit însă șocat că de fapt și-a împușcat vărul. Glonțul l-a ucis aproape pe loc. A sunat la 112, însă medicii au constatat doar decesul. În urma incidentului, poliția a deschis o anchetă urmând ca primarul din Darabani să fie cercetat pentru ucidere din culpă. În urma cercetărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit că partida de vânătoare a fost organizată cu respectarea condițiilor legale. Cele două persoane figurează ca vânători în cadrul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Darabani și posedă permis de port armă. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Membrii comunității vânătorești sunt afectați de acest incident, mai ales că Liviu și Dinu Hrimiuc sunt vânători cu state vechi. Mulți practicanți ai acestui sport nu-și explică cum s-a ajuns la această tragedie, având în vedere că cei doi dărăbăneni erau recunoscuți pentru etica și priceperea lor. Dumnezeu să-l odihnească pe Dinu, îmi pare rău și pentru Liviu, verișor, doi vânători cu o etică deosebită, cu vechime în rândul nostru ca vânător, un incident nefericit și sperăm să nu se mai întâmple așa ceva. Dumnezeu să-l odihnească și, ce să zic, puterii la ambele familii să treacă peste lucrul ăsta. Șeful Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi atrage totodată atenția asupra faptului că există un set de reguli precise care trebuie respectate pentru ca astfel de tragedii să fie evitate. Să nu părăsească standul de unde este așezat, să anunțe vecinii, să aibă o vizibilitate bună cu vecinii, să se anunțe, să nu depășească unghiul de tragere de 45 de grade reglementat prin lege și, în fond, să identifice foarte bine vânatul în care este autorizat să recolteze și doar după ce l-au identificat să execute focul. Dinu Hrimiuc, vânătorul ucis vineri seară, a lăsat în urmă o familie îndurerată. Avea doi copii.